Boală subdiagnosticată în România. Fibroza pulmonară idiopatică este la fel de agresivă precum cancerul și duce la deces în doar câțiva ani. Dar cel mai grav este faptul că puțini dintre cei care o au sunt conștienți de asta. De aceea, Societatea Română de Pneumologie realizează împreună cu Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj o campanie de sensibilizare a populației și a medicilor cu privire la această afecțiune. Nu este o boală vindecabilă, este o boală la care medicația stopează progresia bolii, dar este important să prelungim viața acestor pacienți și să le asigurăm o calitate a vieții cât de cât rezonabil. Există un program național de control al acestei boli. Pentru un singur pacient, medicația costă aproximativ 3.000 de euro pe lună, însă tratamentul este subvenționat integral de Ministerul Sănătății. Cu medicamentele antifibrotice acceptate și aprobate în Europa doar din 2014, aprobate de anul trecut și în România, supraviețuirea poate crește semnificativ, astfel încât avem pacienți, sunt pacienți tratați care au 10 ani și sunt încă în viață. Boala este subdiagnosticată, dacă nu ne gândim la ea, șansele de a avea un diagnostic scade semnificativ, iar pacienții cu boli respiratorii, tratați de astm, BPOC, alte patologie care nu răspund neapărat bun la tratament, care ies din tiparele bolii cu care suntem obișnuiți, merită investigați. Că am fibroză pulmonară idiopatică am aflat de-abia aici, la doamna doctor Minela, unde a venit sub tratament, în 2018. Pentru că până atunci, de aceea și schimbat pleiada de medici, mi se spunea că am tot felul de alte BPOC, cam, mă rog, alte boli. Doar 100 de cazuri au fost diagnosticate până acum în România, dar statisticile europene arată că ar putea fi vorba de peste 1000 de bolnavi încă nediagnosticați. Medicii spun că simptomele sunt comune cu celelalte boli pulmonare. Singura metodă prin care fibroza pulmonară poate fi diagnosticată este prin high resolution CT, iar cauzele producerii acestei boli sunt încă necunoscute, dar fumatul este un factor de risc major.